Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Sighetu-Marmației au descoperit în geanta unei ucrainence o armă neletală și muniție aferentă. S-a întâmplat sâmbătă atunci când la vamă s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de intrare în România un autoturism marca BMW înmatriculat în Ucraina, în care călătoreau 4 persoane. La controlul de frontieră, echipa comună de control, formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali, au descoperit în bagaj un pistol marca Zoraki, 7 cartușe de calibru 9 mm fără proiectil și alte 3 cartușe de 9 mm cu proiectil de cauciuc. Geanta în interiorul care au fost găsite articolele aparține unei ucrainence în vârstă de 39 de ani, care a declarat că bunurile aparțin de fapt fiului său, care și le-ar fi uitat în geanta ei, iar femeia nu a mai verificat conținutul genții înainte de a porni în călătorie. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Totodată, arma și muniția au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.